Ne dorim și noi ca toți românii și ne-am pus foarte mari speranțe în, atât în președintele Iohannis, cât și în actualul guvern. Dar în actualul viitor nu aveți... Cum? Doar în actualul viitor nu aveți... Încă, noi încă sperăm că putem avea dreptul să avem planuri, dar o să reprezentăm. Ați întrebat care e poziția noastră. Poziția noastră este să intrăm în Schengen. Dar încă o dată vă spun că atunci a fost o foarte mare... manifestare că cu guvernul tehnocrat și cu guvernul meu vom intra în Schengen. Din păcate n-am intrat. Și ne dorim în continuare.